Bună seara, mureșeni, oriunde ați fi, iată-ne la a doua ediție de One to One, în care vom discuta despre administrația acestei urbe. Ori dacă ne gândim la administrație, clar, gândul ne duce la primărie. Iar astăzi a venit un reprezentant de seamă la noi în emisiune să vorbim despre problemele orașului, despre problemele municipiului Târgu Mureș. Așadar, îi spun bun venit viceprimarului Sergiu Papuc. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bine m-am găsit! Ce faceți? Cum sunteți? Un pic ploat. Da, bine că s-a mai oprit ploaia, că altfel poate se mai auzeau așa câteva picături. Pentru cei care nu știu, Sergiu Papuc este jurist așa la bază de profesie și aș vrea să începem discuția de aici. Reprezintă un atu faptul că ai studii juridice atunci când activezi în administrație? E puțin mai altfel decât, să zicem, dacă ai fi medic, șofer sau, mă rog, alte îndeleniciri sau meserii? Reprezintă un atu? Eu zic că reprezintă un atu, mai ales dacă ai fost jurist sau e jurist pe profesie, dacă ai fost avocat pledant cum am fost eu. Să zic că reprezintă, pentru că vezi problemele din perspectiva apărătorului care a avut înainte să puțin să mai fiu sus. Viceprimar. Mai sus microfonul, vă rog. Să fiu viceprimar, a avut și primării angajate, contract de asistență juridică și atunci priveam lucrurile altfel. Altfel când faci sau când produci acte administrative, adopți acte administrative și pui în executare acte administrative și când încerci să aperi o primărie în instanță, pentru că sunt cetățeni care sunt nemulțumiți de unele hotărâri de consiliu local, le atacă, ori le atacă prefectura, ori se constată nelegalitatea lor și atunci vezi problema din mai multe perspective. O vezi din perspectiva celui care apără, celui care produce actele administrative sau celui care trebuie să vizeze sau să vegheze asupra legalității. Aceea mai mult un atribut al secretarului municipiului, dar există o colaborare și consider că e un atu orice profesie până la urmă. Dar în administrație, cu precădere, dacă discutăm de administrația efectivă, ceea ce se desfășoară în ședințele de Consiliu Local, unde se adoptă hotărâri care trebuie să poarte un grad de legalitate ridicat, să fie legale, pe lângă oportunitatea care, pe care o decide Consiliul Local, legalitatea este primordială. Oarecum am ieșit așa dintr-o zonă roșie a ceea ce s-a numit sau încă se numește COVID-19. Cum a fost în Târgu Mureș? Știu că ați făcut parte din Comitetul Local pentru Situații Speciale de Urgență, așa că sunteți în măsură să ne spuneți cum a gestionat urbea noastră toată povestea COVID-19. Deci, povestea COVID-19 în Târgu Mureș, așa cum s-a întâmplat în toată țara, în timpul situației stării de urgență care a fost instituită la nivel național, acolo au existat niște obligații care au fost trasate administrațiilor publice locale. Pe lângă măsurile de distanțiere fizică pe care le știe toată lumea, dezinfectarea străzi, blocuri, în sfârșit, municipalitatea, chiar dacă s-au contrazis între ele multe, au existat erate la ordonanțele militare, faimoasele ordonanțe militare. Am ajuns să cunoaște și ordonanțe militare. Acolo legalitatea ați văzut care este, mai de formă așa, mai puțin de fond. Municipiul a încercat să respecte și a respectat toate prevederile, mai ales toate obligațiile care s-au instituit în sarcina sa. Și vă dau un singur exemplu. La un moment dat se spunea într-o ordonanță militară că ești obligat să asiguri dezinfectarea scărilor de bloc și să montezi dispensere cu dezinfectant. După câteva zile, săptămână, nu mai știu, s-a modificat din obligație în recomandare. Păi vă dați seama că noi am pornit procedură de licitație pentru o parte, pentru dispensere pe o parte și pentru dezinfectant pe altă parte. A venit recomandarea. Bun, era obligația, a devenit recomandare. Chiar dacă a fost recomandare, am făcut-o. Pentru că am considerat că e important ca toate scările de bloc și unde este un trafic și persoane poate care nu-și permit să achiziționeze dezinfectant, să poată să aibă. Pentru că, până la urmă, e o chestiune tot din impozitele și taxele locale pe care le plătesc cetățenii, deci, practic, banii aceia se întorc tot în beneficiu lor. Am avut și o licitație, prima licitație eșuată,
la dezinfectanți, pentru că niciunul dintre participanți nu s-a calificat, pentru că nu avea o acreditare care se cerea conform legii, respectiv nu era înscris în Registrul Național de Biocide. Și atunci, a doua licitație, care a câștigat o Farmecu, că nu e nicio Farmec Cluj, cred că a cumpărat dezinfectant la cel mai mic preț din România. Deci eu vă spun, la 39 de lei litru. Felicitări! Da, pentru că eu spun și plus de la producător, cantități suficiente, nu aveam nicio problemă, au livrat marfa imediat, fără niciun fel de discuții, doar o societate foarte mare. Și plus că e o societate din Ardeal, da? E important și asta. Și chiar mă bucur că acea achiziție a derulat o direcția școlii pe care o coordonez și am reușit să achiziționăm la un preț așa de bun. Până la urmă, impactul bugetar contează. Vedeți, dumneavoastră, toate aceste obligații pe care le-a instituit guvernul, le-a instituit fără să acorde sursă de finanțare. Toată sursa de finanțare pentru lupta aceasta, cum se zice, cu COVID-ul, a fost suportată din bugetul local. Adică și-am cheltuit undeva la 5 milioane de lei, care nu sunt puțin, mai mult de 1 milion de euro. Și toată această luptă am suportat-o din bugetul local, unii trasau obligații și alții trebuia să le execute. Că ai bani, că n-ai bani, trebuie să le faci. Bun, suntem de acord și cu treaba asta, dar atunci să nu mai se împăuneze unii și alții că, domne, am luptat cu virusul și am făcut și am dres. Nu e adevărat, guvernul nu a făcut nimic. Pentru Târgu Jiu nu a trimis un leu. Un leu. Un leu. Deci un leu nu ne-a trimis. Tot ce s-a făcut prin votul consilierilor locali și din sursele proprii ale municipiului. Deci aceasta a fost lupta cu COVID în Târgu Mureș. Așa că am singuri am fost, fără ajutor de la guvern, care se laudă cu aceste performanțe fantastice pe care le are spre bucuria noastră. Numărul de infectări se stabilizează, vedeți, și în Târgu Mureș la fel, nu prea mai sunt foarte, foarte multe. Am citit acestea astăzi că mai sunt undeva la 70 ceva de cetățeni internați la spitalul de infecțioase, în sfârșit, sau în spitalele suport COVID care mai există în Târgu Mureș. Și atunci, vă dați seama, am fost cam singură luptă. Asta s-a întâmplat. Dar nu e niciun fel de problemă, pentru că unul dintre, cum să spun, de punctele din fișa postului pe care avem este inclusiv sănătatea cetățenilor. Și atunci nu contează că am asigurat din bugetul propriu, fără niciun ajutor din partea nimănui, aceste, și am îndeplinit aceste obligații pe care ne le-a trasat guvernul. Am făcut-o cu plăcere, pentru că e pentru sănătatea Târgu Mureșenilor și de aia suntem acolo. Apropo de Târgu Mureșeni, trebuie să spun că suntem live pe ms24.ro, adică pagina mamă a grupului Ești din Târgu Mureș. Dacă și dacă am pomenit de grup, n-am cum să nu spun că suntem live și acolo unde sunt peste 105.000 membri, deja mergem spre 106.000 membri. Așadar, dacă aveți curiozități, cel vizează pe domnul viceprimar Sergiu Papuc, vă așteptăm mesajele atât pe pagină cât și în grup. Domnule viceprimar, pe final de 2019 au apărut în presă informații cum că ați rămas fără birou, fără secretar, fără mașină. Cum e acum? Aveți unde sta? Sunt vremurile astea ploioase și... Da, v-am zis că am venit un pic ploa. Sigur că am unde sta, birou e tot unde a fost, secretar, mașina personală. Am înțeles. Deci, practic, s-au rezolvat pe jumătate lucrurile. S-au rezolvat... Consider că mașina e mai bine unde e acum, e la poliția locală și face un serviciu public mult mai important decât să mă plimb eu cu ea. Și e mai important, chiar am și spus la momentul respectiv, domnule, mai bine să fii la poliția locală, pentru că au de patrulat echipajele care sunt în sfârșit ori de intervenție, ori de noapte, și e mai important acel serviciu public decât să se plimbe viceprimarul cu mașina. Și secretară? Secretar avem, dacă am pentru că nu e mai greu de desfășurat activitatea fără. Bun, atunci ne-am liniștit. Iată că viceprimarul, unicul viceprimar în această perioadă al urbei noastre, are tot ce-i trebuie și acum am înțeles că aveți o altă atribuție privind urmărirea și recuperarea impozitelor și a taxelor locale. Da. Cum stăm la acest capitol când vine vorba de Târgu Mureș? Direcția de impozite și taxe locale, care vreau să-l laud în seara asta, și șeful de la persoane fizice, de la șeful de serviciu, domnul Goia și domnul Suverfi, sunt niște persoane foarte competente care
Fiecare an reușesc să încaseze undeva la 90% din impozitele și taxele locale, deci își fac treaba foarte bine. Ceea ce am demarat eu acea înlocuire a amenzilor contravenționale pe care le au cetățean cu muncă în folosul comunității. Din păcate a venit această pandemie și s-au cam oprit acțiunile în instanță. Dar eu am susținut și susțin această formulă pentru că sunt foarte mulți cetățeni care efectiv nu pot plăti amenda pentru că n-au mijloace de trai în sfârșit, dar pot lucra în cuantumul acelei, adică în contrapartea acelei sume. Și atunci mai bine avem mai multe posibilități. La zoo, la serie, unde avem nevoie de ajutor, avem serviciu unde avem nevoie de ajutor și toți cei care nu pot plăti se poate locui sancționa cu munca în folosul comunității. Se practică și când eram avocat la unele primării, la fel făceam acțiuni de genul acesta, pentru că până la urmă toate se reflectă în gradul de încasare și gradul de a impozitelor și taxelor locale, unde intră și amenzile și intră toate aceste componente. Și atunci e foarte important ca acest serviciu să se digitalizeze. Este foarte important să se digitalizeze și cu ocazia sau datorită sau din cauza pandemiei, cum vreți să spuneți, foarte multe am desfășurat activitatea online, s-au transmis documente, s-au primit documente. Desigur că sunt multe de îmbunătățit până ca interfața municipiului să fie mai user-friendly, să spun așa, pentru cetățenii care doresc să transmită de pe card sau să plătească. De pe card se pot plăti impozitele și amenzile pe ghișeu.ro, foarte simplu și acum, dar toată interfața de solicitare de certificat fiscal sau alte tipuri de documente care se pot elibera, nu doar de la Direcția de Taxe și Impozite, care e o direcție foarte importantă, uneori uitată de mulți, dar este o direcție foarte importantă, că vorbim de direcția de arhitect șef, că vorbim de, nu știu, de ADP, de oricine, această comunicare online. Și acum, de exemplu, avizele la ADP se comunică prin mail, soliciți, ai un formular tip, soliciți și ai, de exemplu, obții pe tot prin mail un aviz de ocupare a domeniului public, pentru că vrei să construiești ceva, să desfășori o activitate sau vrei să depozitezi ceva pe domeniul public. Deocamdată sunt scutite de taxe, deoarece e în starea de urgență și în starea de alertă, Consiliul Local a votat ca cetățenii să fie scutiți de aceste taxe speciale, dar va veni momentul în care se vor putea plăti, vei putea plăti online, deci va trebui să ne modernizăm, să spun așa, pentru că, vedeți dumneavoastră, secolul vitezei, nu? Apropo de modernizare, m-am uitat pe site-ul municipiului Târgu Mureș, parcă, așa cum spuneați, apropo de a fi ceva mai user-friendly, ar mai încăpea un pic stilizat, un pic făcut. Nu, ar trebui cam refăcut. Da, ar trebui adus în secolul 21, asta este și opinia mea. Aveam avut o sumă bugetată pentru un nou site, practic, total diferit, o nouă interfață, pentru că știți dumneavoastră, când te prezinți undeva și când te duci în străinătate, te prezinți, prima chestiune, te caută pe Google, domne, hai să vedem cine e unitatea administrativ-teritorială. Da, site-ul a fost făcut într-un timp pe fonduri europene, nu s-a mai updatat, a trebuit să mutăm tot ce avem acolo, arhivă, deci de pe server, să le mutăm pe site-ul nou, trebuie să licităm, aștept și licitația publică o fi anunțat și eu pe Facebook când va fi, vreau să avem cel mai mișto site din România. Poate că nu ar fi rău să faceți un concurs de idei. N-ar fi rău, da, putem să lansăm un concurs de idei. Să vedem măcar, eu nu mă pricep, sunt avocat de profesie, dar am consultat și cu patron de societăți de IT, de programare din Târgu Mureș și se poate veni cu soluții, poate participa oricine și o voi anunța atunci. Să fie ceva atractiv, să fie ceva inovator, inedit, cum vreți să-i spuneți. Important este să funcționeze și relația cu cetățenii să fie foarte directă, simplă și fără ca omul să meargă până la primărie pentru un nimic până la urmă. Foarte, foarte important să nu se mai ducă. Apropo de chestia asta, am stat, cred, anul trecut și am făcut așa un studiu de caz personal. Da. Am stat o oră în centru, în piața Trandafirilor și pe parte și pe alta și cred că 80% din cei pe care mi-au trecut prin câmpul vizual aveau o hârtie într-o mapă sau un dosar, ceea ce denotă că omul zilelor noastre
ca să rezolve o problemă, trebuie să plimbe niște hârtii. Da. Deși știm cum e, cu era digitală s-ar putea face multe în... Mai mult dosar cu șine, știți cum e. Da. Sau cererile online se depun la camera 3, da, etajul da, 2. 3. Da, corect. Da, nu, deci bine, aici și cetățeanul trebuie să-și dorească să utilizeze această platformă, dar ca să-și o dorească trebuie să-i oferi. Să o aibă, da. Sigur. Apropo de dorințe, cred că o dorință primordială când vine vorba de Târgu Mureșan este traficul și am înțeles din ieșirile dumneavoastră publice, să zicem, din ultima vreme, că ar fi fost anumite discuții cu primarii localităților limitrofe municipiului reședința de județ. Să puneți la oaltă oarecum așa transportul urban și periurban. Unde s-a ajuns cu discuția, care este stadiul? Există o dorință, e acea asociație a zona metropolitană pe care unde și municipiul Târgu Mureș este președinte. Eu am spus, am avut chiar azi o ședință de consiliu local unde acel proiect s-a amânat. E nevoie să se constituie asociație, dar e prematur oarecum azi. Și vreau să vă spun și de ce. Vorbeam data trecută când am fost la dumneavoastră în emisiunea la radio despre autobuze care se vor achiziționa, care nu s-au achiziționat, care sunt în curs de achiziționare. Bun. Ați văzut că licitația pe care a stat municipiul, din păcate, se va relua, s-a anulat în instanță pe o tehnicalitate până la urmă. Cea de la București, de la Ministerul Dezvoltării, la fel, la oferta financiară nu s-au calificat pentru cele de 12 metri pătrați, mai rămân cele de 10, care sunt în ultima etapă, cele electrice mă refer, în ultima etapă de verificare a ofertei financiare. Rămâne cu graficul de livrare, la fel, s-a achiziționat serviciile de consultanță pentru cele hibride și acolo trebuie să pornim licitația, deci în 2-3 luni de zile și acolo va trebui, pentru că deja nu mai există asociere în Târgu Mureș, după cum știți, de la 1 aprilie nu mai există, transportul local se ocupă singur, ca societate autonomă, de transportul din Târgu Mureș. Nu mai există asociere cu alte societăți. Se folosește și de mașini, siletina? Eu vă spun, de transport se ocupă doar transport local. Am înțeles. Mă uit și nu doar mă uit, ajung des la Cluj și așa, ca Târgu Mureșan, deja te uiți cu jind ce se întâmplă prin jur. Acolo s-a putut, pe semne că s-ar putea și aici, ca toate localitățile limitrofe municipiului reședință de județ să pună umăr de la umăr spre folosul tuturor. Eu sunt de acord cu treaba asta și vă spun. De exemplu, avem aceste cartiere care s-au construit în Sânt Crai, în Sânt Georgiu, în Sânt Ana, în Corunca, în Livezeni, în toate acele, Cristești, Unghie, nu mai vorbesc. Unde copiii vin la școală? Așa spuneam, unde copiii vin la școală acum? Trebuie să și poți să-i convingi pe primar, până la urmă, și consiliile locale, să participe într-un fel și să găsești o formulă, doar într-o asociație din aceasta poți să-i cointeresezi, să spun așa, și ei să fie interesați, ca de exemplu cetățeanul sau are un copil în comună care își dorește să vină la papiu la liceu, de exemplu, un exemplu, sau la Unire, să participe și el cu o sumă, măcar pentru o navetă, pentru autobuzul care îi vine, să ducă cetățeanul lui până la urmă. Eu îi asigur aici condițiile, măsura posibilităților din liceu. E sigur cămin, pe care noi îl plătim. Vorbim nu de taxa de cămin, vorbim de tot ce înseamnă funcționarea. Vorbim de toate lucrurile astea, de sigur în municipiul. Iar elevii, nu să știți că doar nu stă nimeni în Târgu Mureș la cămin, care locuiește în Târgu Mureș. Adică evident, toți sunt din alte părți. Sau la licee la fel, sunt care fac naveta din, sau sunt Târgu Mureșeni care locuiesc în afara localității. Înțelegeți? Plătesc impozite acolo, dar copiii vin la școală aici. Deci sunt niște reșini de lucruri. Sigur că nu poți să obligi pe nimeni să stea într-un loc sau într-altul, dar primările respective, pentru că ei încasează impozite de la cetățeanul care stă acolo și utilizează serviciile din Târgu Mureș, ar putea să participe la cheltuieli. Într-o măsură, oarecare. Nu, deși comunele din jurul Târgu Mureșului nu sunt comune sărace. Dacă ne uităm la prețurile terenului, dacă ne uităm la explozia imobiliară care este...
Se spune că St. George ar fi cea mai bogată comună din județul Mureș. Foarte bogată și normal, are undeva la 12.000 de locuitori. Și foarte multe firme. Multe societăți, trebuie avut în vedere că societățile întotdeauna vor alege unde sunt taxele și impozitele mai mici. La rural întotdeauna sunt mai mici decât la urban. Da, e mai convenabil. De aceea St. George nu-și dorește să devină oraș, deci ar putea, așa cum e un geniu. Pentru că St. George e cam ca Ludusul. Da, la aproximativ. Marine, da. Unui oraș, altul, vedeți de ce, e mult mai atractiv. Și bine face primarul de acolo, primar foarte inteligent, pe care chiar îl apreciez. Da, foarte harnic. Da, foarte harnic. Și nu-și dorește să devină oraș, pentru că atunci s-ar majora odată pentru cetățeni toate impozitele și taxele locale și n-ar mai fi așa de atractiv pentru societățile comerciale să-și construiască business-uri acolo. A venit un mesaj din partea lui Titi pe ms24.ro și ne spune că este de acord cu treaba asta, cu tot ce am discutat cu privire la trafic, transport în comun și așa mai departe. Acum, sigur, toate acestea țin de discuțiile dintre administrații. Da. Busuri vor veni, când vor veni, dar până să vină arată într-un fel jalnic, deplorabil. Din păcate, așa e. Venind înspre studio, acum, înainte să intrăm în live, am depășit un autobuz de oraș. Inspiră lucruri antice, multe din busurile pe care le are Târgu Mureșu și eu zic, de fapt, nu doar eu, mai zic și eu, constat ce constată și alții, ca să faci pe un om să lase mașina să se decongestioneze un oraș, o urbe, trebuie să-i pui la dispoziție o alternativă. Normal. Dacă alternativa nu e pusă pe tapet, atunci omul clar că va alege să se ducă cu mașina și uite ce se întâmplă. Acum nu că a fost COVID-ul și copiii nu au fost la școală, dar era jale. Acum începeau bologașurile și era... Acum știm cum era. Păi normal. Era interesant pe străzi dacă nu era pandemia. Da, așa este, ca să poți unui cetățean să-i impui. Adică nu să-i impui, să-i recomanzi mai altfel. Dom'le, de ce nu mergi cu autobuzul? De ce? Trebuie să-i asiguri condiții în care să ajungă, de exemplu, unui funcționar, unui economist care lucrează la o bancă, care are relații cu publicul, care se întâlnește cu oamenii, trebuie să arate într-un anumit fel. Trebuie să fie curat. Bun, dacă nu poți să-i oferi un mijloc de transport la standardele respective, el nu o să aleagă niciodată să meargă cu autobuzul. O să meargă doar cu mașina personală. O persoană într-o mașină. Patru persoane, patru mașini. Și uite, tot așa se aglomerează orașul, devine mai poluat. Dar până de asta spun, nici nu poți să ai pretenția ca cineva să vină cu autobuz atât timp când nu poți să-i oferi niște condiții decente să ajungă la locul de muncă, exact așa cum a plecat de acasă. Apropo de acest aspect, iar vin în discuție cu urbea de pe Someș, cu Clujul, cu care noi avem oarecum tangențe, mulți mureșeni merg acolo să-și facă cumpărături și vrând nevrând ne uităm la ce se întâmplă acolo. Eu am și stat 10 ani acolo, acolo am făcut școala, oarecum sunt legat așa și sufletește, dar în Cluj există aplicație prin care vezi nu ora, minutul, poate chiar și secunda în care va veni autobuzul în stația X. Și noi așa vom avea, să știți. Implicit... Așa e proiectul, pe fonduri, așa e proiectul, acel proiect pe care îl avem noi, mobilitate, asta spune, se modernizează toate cele 179 de stații și va include inclusiv ce spuneți dumneavoastră, pentru că nu credeți că în Cluj s-a imediat apă caldă, au doar mai mulți bani. Poda și Oradea, exemplu. Nu vorbiți de orașe care au fost mai dezvoltate decât Târgu Mureșul dintotdeauna. Deci dintotdeauna. Deci cine zice că, domne, a fost deasupra Clujului, n-a fost niciodată. Oare Alba? Alba nu ne compară totuși cu Alba. Acum am umblat mult la procese în Alba și nu ne comparăm. Așa, ni se pare nou, că când mergem într-alt oraș, ni se pare că e ceva nou. Dar nu e, nu se compară. În Târgu Mureș totuși e un oraș interesant, un oraș cu cultură multă și un oraș nu se compară cu Alba. Adică, nimeni nu contestă. Nu. Deci Clujul și Oradea au fost mereu peste, adică un oraș de graniță. Și cu un centru universitar, al doilea centru universitar din România, ca cum e Clujul, care a avut... Adică Oradea a crescut în ultimii 7-8 ani. A crescut foarte mult datorită primarului. Datorită primarului și datorită fondurilor pe care le-a atras. E un primar destoinic acolo, tot respectul pentru el. Dar nu ne putem compara niciodată cu Clujul, pentru că odată Clujul are 40.000 de locuitori, are buget de 1 miliard
și vreo 500. Noi avem 300 de milioane, iau 1.500.000. Deci, nu ne comparăm, doar că așa. Ne uităm ce se întâmplă nu, acolo. Năzuim, și putem... năzuim exact, să fim la fel. Exact, da, sunt de acord cu treaba asta. Sunt de acord cu treaba asta și trebuie să ne dorim mai mult întotdeauna și să dorim să fim mai buni decât am fost ieri, azi, cam fiecare zi. Dar trebuie avut în vedere aceste aspecte. Și dacă luați și Oradea, să știți că foarte multe investiții din Oradea s-au făcut cu fonduri guvernamentale. Centura Oradea s-a făcut de CNIR. Toate drumurile care ocolesc Oradea, pentru că e un oraș de graniță. Și atunci a existat un interes național ca acel oraș să se dezvolte. Așa cum s-a dezvoltat și Sibiu, când a existat un interes național în timpul guvernării Năstase de pe vremuri. Că de-aia a ajuns Sibiu unde a fost. Că înainte nu era nimic. În 2003 Sibiu era nimic. Ce era Sibiu în afară de un muzeu? S-a fost în Sibiu prin 2002. Două piețe, atât. Și bun, și atunci s-a investit masiv pentru ca să devină capitală culturală europeană de guvernul de atunci. Și Sibiu este ce este astăzi, pentru că s-a făcut cu cap și s-au făcut din timp lucrurile. Bun, Târgu Mureșul poate deveni ceva. Și sper să devină ceva și datoria noastră să-l facem să devină ceva, dar trebuie să vedem de unde pornim și unde vrem să ajungem. De exemplu, vă dau un exemplu simplu. Brandul Târgu Mureșului e cetatea, unul dintre branduri. Cetatea medievală, care arată frumos. Nu putem spune, arată frumos, s-a restaurat frumos, e un punct de atracție pentru Târgu Mureșeni și nu numai. Bun, și vă dau un exemplu. Când am zis, domnule, hai să facem parcuri tematice, unul de un fel și unul de altul. Și ați văzut că sunt undeva vreo 15 parcuri care sunt construite în Târgu Mureș și în cartiere, care au această temă a cetății. Arată ca niște cetate, ca niște turnul de cetate și în Unirii, sunt și mureșeni și în Tudor, sunt peste tot. Și eu chiar sunt mândru pentru că am avut ideea respectivă și am zis că trebuie să ne branduim într-un fel. Și acest consiliu local, pe care unii îl hulesc, care a votat tot ce a fost bine pentru oraș, deci acum n-am mai existat împotriviri, că domne, n-a fost, nu s-a întâmplat, consiliul local a votat tot. Ce a fost bine pentru oraș și noi am votat tot și eu am votat tot. Ce am considerat că e benefic. Un tip de brand de oraș pe care trebuie să ne definim și trebuie să fim împreună. Nu știe apuc de la primărie care e brandul orașului. Nu, domne, vorbesc cu Ovidiu Mitra, vorbesc cu unul cu altul și îmi spune, domne, cam cum vede el lucrurile. Că le vede din exterior, le vede mai detașat. Eu poate le văd mai subiectiv. Și atunci de aceea trebuie să comunicăm, să vedem și să identificăm. Avem Palatul Culturii, avem Palatul Administrativ, avem licee foarte, foarte vechi, avem Biblioteca Telică, avem multe lucruri cu care ne putem mândri, care nu mai există în altă, nu există în Sibiu. Deci, există în Cluj. În Cluj, deci dacă vorbim de Cluj, Cluj avea drept înainte de 90, facultate. Noi n-am avut. Cluj avea inginerie înainte de 90. Noi n-am avut. Deci de acolo pornim, de acolo pornește totul, de la educație, de la ce produci. La ce produce? Avea facultate de inginerie și după facultate de inginerie, de oricare inginerie, multe tipuri de inginerie. Drept la fel, noi am avut drept administrativ după 90 și juridic de când am dat eu la București în 2003, s-a făcut la Petru Mare, drept juridic. Deci de acolo pornim. Cluj avea de 100 de ani, București de 130. Deci vedeți dumneavoastră, nu ne putem compara că de la educație și de la specialiștii pe care îi produci la tine în oraș, de acolo te dezvolți. Nu, și nu mai discutăm de buget. Nu știu, v-am zis, are buget de 5 ori către Bucureștiul. 5 ori. Dacă nu-i produci, poți să-i atragi. Poți să-i atragi. Și vă dau un exemplu. Am avut la direcția tehnică, a venit un tânăr. Pe salariile care sunt acum, care nu sunt de neglijat. Și n-am putut să-i oferim, că toată lumea ce, domnule, salariile mari de administrație. Sunt, de acord. Dar n-a vrut să vină să lucreze, deși era specialist în drumuri și poduri. A terminat facultatea de drumuri și poduri. Chiar aveam nevoie de el. Chiar aveam nevoie. Nu mă angajez la voi. Deși în câțiva ani de zile, directorul ajunct de acolo se pensiona, putea să fie directorul ajunct la acea direcție. Și a preferat să meargă în privat, pentru că câștiga de două ori mai mult, gândiți-vă, de două ori mai mult și ne-a refuzat. Și avea, cum să-i atrag mai mult? La salariile care erau, era total neatractiv. Dar la salariile de astăzi, nici așa nu putem. Deci un specialist niciodată nu va alege să lucreze în administrație. Un specialist de drumuri și poduri, vă referi, inginerii sunt la mare căutare, se construiește în România, se construiesc autostrăzi, toate societățile oferă salarii foarte, 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 foarte mari. Și pentru un tânăr e atractiv să mergi pe șantier, să stai, să te plimbi. Mult mai atractiv decât să lucrezi într-un birou la primărie. Acum, să fim sinceri. Probabil, probabil. Sigur. Apropo de paralelismul nostru de mai devreme cu Urbea de pe Someș, spune un domn Titi pe pagina Clujul, Urbea de pe Someș, Târgu Mureșul, Urbea de pe Pocloș. Și m-aș duce... pe Mureș, haide, totuși. m-aș duce pe Pocloș să vă întreb dacă v-ați gândit cumva, din punct de vedere administrativ, dacă e un plan de bătaie
cu privire la amenajarea acestui spațiu, loc, poate chiar cu parcări, acolo ce unde se poate. Eu am fost la o întâlnire la guvern, când era alt guvern, și chiar stăteam lângă primarul Robu din Timișoara. Era o întâlnire cu primarul municipiului pe reședință de județ, pe mine m-a trimis primarul în substituire, să spun așa, și chiar lângă primarul Robu din Timișoara stăteam la acea întâlnire. Era o întâlnire la guvernul României cu toți miniștrii dezvoltării, în sfârșit, și prim-ministru. Și ce problemă avea primarul Robu acolo? Dom'le, el la momentul respectiv a obținut să-i se dea canalul Bega, să-l facă navigabil, să fie în proprietatea municipiului. Asta trebuie să facem și noi. Să obțin să luăm Pocloșul de la Apele Române, să-l facem să fie în administrarea noastră. Și atunci totul va deveni foarte simplu. Dar să schimba guvernul, că asta vreau să facem. Sperăm acum să mai cheme și domnul Orban să vedem dacă ne ajută. Sper să ne ajute. Dar cel puțin faza incipientă... Asta trebuie făcut. De când vine administrarea, după aia putem gândi ce vreți dumneavoastră. Putem face ce construcții doriți. Sigur, care să fie în concordanță cu legea apelor și cu toate avizele necesare. Dar când îl ai tu în proprietate, nu doar... Ai și cursul de apă, că vorbim de cursul de apă. Și au existat prin 2008 sau 2009 inițiativă ca apele din interiorul orașelor, cursurile de apă, să fie în proprietatea unităților administrativ-teritoriale pe care le tranzitează. Dar nu s-a mai materializat. Eram aproape. Și cu problema asta, chiar lângă mine stătea și asta, problema asta a rezolvat-o primarul Robu atunci. Cu asta era problema cu care vine el la guvern. Să-i dea canalul navigabil, că vrea să facă și ce face. Și acum, agrement pe Bega. Ei, s-ar putea face și pe Mureș foarte bine, între cele două baraje. Păi s-ar putea face și pe Mureș, dar pe Mureș mai greu. Dar zic ca idee, deci i-a revenit prin hotărâre de guvern în proprietatea municipiului Timișoara și atunci poate să facă investiții, se poate altfel mișca, mult mai simplu. Adică o chestiune pe care o ai în proprietate internă ta, așa din patrimoniu, să spunem așa, și poți dezvolta altfel, dar așa când ești tranzitat. Când, adevărul că Târgu Mureș, să știi, și un oraș așa foarte ciudat construit. Foarte, foarte ciudat. Nu-i concentric. Cluj e mai concentric un pic, chiar dacă e între dealuri. Bucureștiul la fel, e mai concentric. Noi avem așa, ne suntem desfășurați pe niște bulevarde care vin și pleacă nu ne încurcă Mureșul tare, ne încurcă calea ferată tare. Și asta e un adevăr. Degeaba mulți râd de ce spun unii și alții, ne încurcă calea ferată în Târgu Mureș foarte tare. Erau discuții la un moment dat. Erau discuții, dar ne încurcă din punct de vedere urbanistic, să spun așa, și al dezvoltării extrem de mult. Deci parcă e blestemat să spun așa, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar raportat la celelalte orașe care s-au putut dezvolta, într-un litoral, sigur că și Târgu Mureșul se putea dezvolta mai mult. Totdeauna e loc de mai bine și de mult mai bine. Dar trebuie să avem în vedere, când facem o analiză, dacă vrem să facem o analiză corectă a realităților din Târgu Mureș, să avem în vedere toate aceste opreliști care există. Bun, dar putem construi pe lângă ele, cam cum ar veni. Cam așa ar trebui să vadă și Târgu Mureșanu și să nu se mulțumească cu puțin. Niciodată nu e bine să te mulțumești cu puțin. Totdeauna trebuie să vrei mai mult și, cum a spus și dumneavoastră, trebuie să te privești la cine face mai bine și să iei ce face și cum face. Asta trebuie să faci. Până să circulăm pe Pocloș și pe Mureș, circulăm pe arterele pe care le avem. Da. Am constatat în ultima vreme, să zic, ultimii 5 ani, tot mai multe gropi, tot mai multe denivelări, tot mai multe rupturi, tot mai multe petice. Și un lucru foarte, foarte neplăcut, chiar și atunci când se face o lucrare de reabilitare, peticire și așa mai departe, dar chiar și la arterele noi, când lucrările se fac de la zero, capacele de canal sunt fie supra, fie sub nivel. Mai nou, cred că ați văzut că am găsit totuși o soluție. Până după atâția ani de zile s-a găsit o soluție. Dar atâția ani de zile... Au venit niște meseriași din Germania. Vă spun sincer, am cumpărat societatea cu care avem acordul cadru de reparații. A repatriat un muncitor din Germania, care lucra efectiv la treaba asta. Și ați văzut că acum se taie concentric și sunt cam la nivel, se înlocuiesc. Se fac mai bine. Se și fac mult mai bine în ultima perioadă. Dar în ultima perioadă vorbim de ultimele luni, de ultimul an. Nu vorbim și se fac mai bine. Deci vă dați seama ce problemă avem cu muncitorii calificați și societățile, ce probleme au. Deci asta e o problemă reală. Oricum, n-au cu cine lucra să facă o muncă de calitate și nici să nu vă gândiți dacă ar fi să lucrăm la costurile din Germania.
n-am face o stradă. Dacă mergem, să zicem, spre Tudor, da, coborând printre cele două licee, da, pedagogic, da, și economic, și mergem pe lângă acele blocuri ANL, cred că este strada campioană, da, campioana canalelor. Așa este, așa este. De evitat pe cât posibil. Da, 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 da. Așa este, acolo, deci acolo sunt pe mijloc, pe mijloc cu benzile, pe axul drumului, pe lângă drum, peste tot sunt canale. Și ce este foarte ciudat, da, câte 3 pe un metru jumate pătrat, ceva de genul, că da, nu o chestiune, ai ce e o chestiune să... ciudată acolo, e adevărat. Apropo de capace de canal, aveți vreo înțelegere, convenție cu cei de la Aquaserv, ca după ce intrați pe o stradă și o reabilitat, să zicem 8 martie, că tot s-a făcut în această primăvară, să se fi făcut în prealabil de către ei modernizarea rețelistică a apei și a canalizării, astfel încât câțiva ani, 3, 4, 5, să nu se mai spargă? Pentru că în atâtea locuri am văzut artere modernizate și totuși după câteva luni sparte. Se colaborează, acolo... încercăm să colaborăm pe cât putem și cu gazul și cu electrica, nu ne putem coordona chiar cu tot, să vă zic de ce. Pentru că de la gazul, tot cea de privată, are planul de investiții pe care îl are. Nu putem să-i obligăm să facă când vrem să facem o stradă sau să se votează în Consiliul Domnului un obiectiv de investiții. Vrem să-l facem, pentru că cetățenii își doresc să se facă. Ne putem coordona cu Aquaservul, pentru că acolo suntem acționari majoritar, da. Cu electrica avem, este bunăvoință și din partea societății, dar, de exemplu, cu gazul am avut mereu probleme. Mereu am avut probleme. Când s-a făcut o stradă, ne-am și judecat. Ne-am și judecat pe un drum pe centură după ce nu l-au adus la starea inițială. Și știți cum e când tai un drum și ți-l adus la starea inițială? Niciodată nu va fi la starea inițială, pentru că n-are cum. Absolut. Pentru că eu când torn un cobor asfalt, când torn compact și într-o bucată, când tu-l tai, sapi. Nu este un tot unitar. Nu este tot unitar și atunci intervine, se fac grup, pur și simplu. Și am avut, ne-am judecat mereu. Greu să ajungi numai într-un stat centralist, comunist, ai putea să faci treaba asta pe care o spuneți, vreau să te înțelegi cu toți, să zică, domnule, tu de mâine faci treaba asta, tu mâine faci treaba aia și treaba aia altă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, planul de investiții pe care îl are, să zic, Electrica sau Aquaservul, este o societate comercială, bugetele lor se aprobă de Consiliul Local, dar ei știu mult mai repede, ei lucrează cu o societate comercială, nu cu o administrație. Noi suntem legați de când se adoptă bugetul la nivel național, când se adoptă bugetul la Consiliul Județean și după aceea adoptăm noi. Cât durează proceduri de licitație la SRL, mult mai simplu decât la o administrație publică locală, au termene mult mai scurte și atunci ei preferă că au lucrări, au intervenții, au lucrări pe care le au în plan, ți-e vechi. Greu să îi mobilizezi în momentul respectiv. Tu câștigi licitația, nu știi cât durează. De exemplu, vă zic, dau un exemplu, pe o martie, dacă erau contestații, eu puteam să mă coordonez cu Aquaservul cât vreau eu. Să zic, domne, în data de 15 faci, te-a pus să faci canalizarea, se spune. Bun. Eu puteam încă peste un an de zile să mă judec cu un ofertant pentru că, nu știu, n-a câștigat licitația și a fost supărat și neată judecată. Asta, aici, deci în administrație atâtea probleme sunt și atâtea, dar e bine să fie așa, că dacă ar fi foarte simplu, știți cum e, când e foarte simplu, ești susceptibil să sari etape, să greșești, să ai probleme. Mai bine așa. Mai sănătos pentru democrație. Din ce am văzut, din intervențiile pe care le fac, da, furnizorii de servicii, probabil mai bine de jumătate, da, sunt spargerile făcute de către Aquaserv. Da, nu de către Aquaserv, de către societatea care lucrează pentru Aquaserv. Am avut o problemă foarte mare. Nu e neapărat Aquaserv, a fost un proiect mare pe care l-a licitat Consiliul Județean mai de mult. Este avut o societate păcătoasă care a lucrat extrem de prost. Știți cum e? Deci, domne, noi prețuim, să zicem, spunem că o lucrare costă 10 lei. Vine o societate, licitează la 8. Aici ce s-a întâmplat? A venit o societate, a licitat la 6 și a subcontractat-o unea care a făcut-o cu 3. De 3 lei. Așa e lucrarea. Da, pe așa s-a întâmplat. Vă spun ce s-a întâmplat. Așa e. Avem o mare, mare problemă cu parcările în oraș. Da. Încă o dată spun, acum nu simțim această nevoie acută pentru că am intrat așa într-o stare de lentoare cu toții, plus că școlile sunt închise. Dar, mergând mai departe cu acest subiect al parcărilor, dacă trecem pe lângă Spitalul Județean,
putem vedea toate indicativele auto ale acestei țări într-o singură zi, acolo pe câțiva metri pătrați, să zicem. Corect. Era în plan o parcare lângă spital. Care este stadiul acelui proiect? Stadiul este cu, avem o problemă cu, acolo s-a judecat municipiul cu Consiliul Județean. Consiliul Județean la vremea respectivă, prin conducătorii lor, au întabulat și drumul la momentul ăla și a fost o întreagă poveste care a durat ani de zile și așa s-a judecat, așa s-au judecat cele două instituții, încât nu s-a rezolvat nimic. Deci, o să vă explic simplu. Deci, dintr-o suprafață de 20 de hectare, noi avem două, noi municipiul, două. Bun, acele două, nu știm unde sunt, pentru că instanța nu s-a pronunțat în sensul amplasamentului exact. Și acum e o discuție între instituții, domne, unde sunt cele 2 hectare ca și amplasament. Deci e chiar o problemă juridică, o problemă de fond funciar. Și atunci nu putem întabula. Deci, dacă puteți imagina așa ceva, pe cine să te dă în vină? Pe instanță? Că expertiza care a fost la dosar, care indica unde sunt cele două suprafețe de teren aferente fiecare instituții, nu le-a dat în considerare, nu scrie în dispozitivul sentinței treaba asta și nu putem executa sentința. Spuneți-mi dumneavoastră care e stadiul. Care era amplasamentul pentru această parcare? Pe amplasamentul pentru această parcare e vorba de terenul de sub Spitalul Clinic Județean de urgență, așa, de terenul din spate pe unde este smurtul și terenul care merge până în cimitir. Plus terenul care e peste drum unde e uscătoria și centrala termică care aferentă spitalului. Deci toată partea aceea, la momentul respectiv, Consiliul Județean a întabulat inclusiv drumul. Deci toată bucata. Ce v-am zis, ne-am judecat în felul ăsta încât am ajuns încât instanța așa a dat o sentință, că se mai întâmplă în justiție ca instanțele să dea sentințe care nu se pot executa, se întâmplă treaba asta, știți? Adică, paradoxal, dar se întâmplă de multe ori, sentințe care ori nu s-a cerut ce trebuie, ori s-a cerut prea puțin, ori s-a cerut prea mult, instanța e ținută să judece în funcție de ce s-a solicitat. Dacă vrei să o încurci, poți să o încurci. Treaba în așa fel încât, știți cum e, când cineva aruncă o piatră, trebuie să vină 10 să o scoată. Deci cam așa e treaba. Și acum, el la atitudinea trebuie să fie o conciliere până la urmă și să vedem. Acolo e ușor de făcut o parcare, nu neapărat o parcare supraterană. Acolo se poate face și o parcare la nivelul solului, în spate, către cimitir, unde este un hectar, putem face. Dar parcări s-au tot construit în zonă. Parcări la marginea drumului. Păi da. Oricât am face acolo, cred că nu e suficient. Știți că totuși sunt două școli de gândire. Unii care zic, domne, să nu construiți parcări, nu neapărat în zona spitalului, că acolo e nevoie. Unii zic să nu construiți parcări, că atunci încurajați oamenii să cumpere mașini și încurajezi poluarea. Există și școala aceasta de gândire. Păi, de exemplu, vă spun, urbanism, că acum toți știți, normele de siguranță cele mai stricte sunt în Marea Britanie. Și când a venit cineva care s-a ocupat de traficul din Marea Britanie, în București, prin anii 2000, spunea, domne, de ce construiți parcări? Păi asta e cea mai mare nebunie, să construiești parcări ca să încurajezi oamenii să cumpere mașini pentru că au unde le parca. Dacă n-au unde parca, nu cumpără mașini. Dacă să nu cumpere mașini, trebuie să le dai transport în comun, deci toate sunt legate. Da, și până la urmă acolo e un spital județean. Județean, da. Și chiar mai mult decât atât. Mai mult decât atât, da. Are adresabilitate foarte mare. Da, iar când vine vorba de bolile cardiovasculare, suntem printre primii din țară. Așa este. Dacă nu chiar primii, ținând cont de calibrul medicilor pe care îi avem la Spitalul Județean și la Institutul de Boli Cardiovasculare. Dar totuși, pământul există, doar în acte nu mai există. Sau încă nu există. Știți cum e actele? Aveam un prieten care spunea, dumne, actele nu sunt în regulă. Când actele nu sunt în regulă, e o problemă cine semnează să se facă o investiție pe o chestiune care poate părea așa simplistă, dar e foarte importantă din perspectiva DNA-ului. Pentru că dacă n-ai în proprietate terenul, clar, să fii clar cu amplasament stabilit, deci să fie foarte clar harta pe care dorești să construiești și amplasamentul pe care dorești să construiești, să ai probleme și știți cum e, că funcționarii publici le dau dreptate. Nu se aruncă să fac acte administrative, multe acte administrative, să știți că se fac prin un circuit și semnează foarte multă lume care poate răspunde pentru ceva care nu e clar. Trebuie să clarificăm prima dată și după aceea să punem. Mi se foarte simplu de făcut acolo. Bun, și unde este atunci pisica în ograda? Pisica, acum asta încercăm să facem cu cadastru, că suntem pe problemă. Ne ocupăm de această problemă. Dar pentru că n-avem ce să facem decât să
să intrăm într-o legalitate și când intrăm în legalitate, după aceea e foarte simplu de construit. Adică nu stă municipiu după municipiu să-i se libereze autorizații de construcție, mă înțelegeți? Cât credeți că va dura toată această tevatură și oarecum birocrație sau, mă rog, hățiș birocratic? Eu vă zic că, altfel, știți că și data trecută nu m-am promis, nu-mi place să avansez termene. De cât ce depinde de mine exclusiv? Ce depinde de mine exclusiv cât mai repede. Și discutăm noi mereu în interiorul instituției. Din experiență. Din experiență, cât bățișul administrativ poate să dureze o lună, două, trei, sau poate să dureze un an, depinde. Întreabă lumea și aici, dar se mai și discută prin urbe, despre gunoi, serviciul de salubritate, da. Și oarecum adunarea selectivă, trierea gunoiului pe când la Târgu Mureș, căci acesta este viitorul. Da, deci o să vă spun cum funcționează în asociația aceasta de dezvoltare intracomunitară, ADIE Collect, care este la nivelul Consiliului Județean. Se licitează, s-au licitat pe 7 zone. Bun. Zona 2, din care face parte și Târgu Mureș, pe lângă alte comune din jur, s-a licitat, s-au depus oferte, s-a ajuns la oferta tehnică și s-a constatat că niciunul dintre ofertanți nu îndeplinește condițiile tehnice pentru ca să poată să câștige licitația. Adică n-avea mașini suficiente, n-avea mașini Euro 6, n-avea cântare pe mașini. Pentru că condițiile pe care le-am impus la momentul când s-a întocmit caietul de sarjini, ne-am participat și eu și împreună cu directorul de la ADP, cu Florin Moldovan, am impus niște condiții care să fie în beneficiul cetățeanului și mai ales asociațiilor comerciale, care, din păcate, unele dintre ele, după cum știți, înainte să includem, pentru că nu plăteau gunoi înainte, nu prea plăteau. Ei aruncau la asociația de proprietari, pentru că la autorizarea pe care o dădeam noi pentru autorizația de funcționare, nu mai se solicita să faci dovada că ai contract cu societatea de salubritate. Înțelegeți? De un timp. Am rectificat acest lucru. Și societățile comerciale, magazinele, produc foarte multe, foarte multe deșeuri. Bun, s-a anulat licitația pe care n-am făcut-o noi. Nu noi ne ocupăm de licitația, pentru că noi în Târgu Mureș, să știți. Se ocupă ADIE Collect, unde suntem tot județul unde este parte. Licitația respectivă nu s-a adjudecat pentru că nu s-au îndeplinit condițiile tehnice, se reface. Se reface pentru că altfel vom ajunge. Niciun operator, v-am zis, n-a depus o ofertă și n-a putut să facă dovada că are mașini. Că are mașini suficiente. Pentru că trebuie să recunoaștem și un singur lucru. Prețul care este în caietul de sarcini este un preț mic, raportat la costurile și la frecvența cu care dorim noi să se ridice gunoiul în Târgu Mureș. Pentru că noi dorim de trei ori pe săptămână, dorim și în sâmbătă și duminică, dorim și de urgență. Am avut o grămadă de condiții pe care alte zone, să știți, că nu le-au avut. Noi le-am inclus pentru ca să putem asigura și să poată societățile asigura un serviciu de calitate. Adică, pentru că noi vom încasa taxa, vă spun cum o să funcționeze. Vine cetățeanul, plătește taxa la primărie de salubritate, inclus în impozit, taxa de salubritate în fiecare an la primărie. Noi virăm banii la ADIE Collect și ADIE Collect plătește prestatorul. Păi vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă societatea care ar fi câștigat în Târgu Mureș n-ar fi fost de calitate? La primărie venea, pentru că la primărie plătește. E pe oameni, nu interesează, domne, cui virezi tu banii, ce se întâmplă, cui plătește, îl plătești la primărie, tu trebuie să te asiguri. Bun, păi eu ca să mă asigur trebuie să am instrumente. Instrumentele le-am trecut în caietul de sarcini și așa de stricte au fost că nu s-a calificat nimeni. Deci, întreabă un urmăritor de-al nostru pe Facebook, da, referitor la discuția de mai devreme cu busurile, deși la 1 aprilie 2020 a încetat contractul de asociere în participațiune între Siletina și Transport Local, totuși vede Târgu Mureșanul mașini Siletina ieșite pe oarecum partea acelei parcări de la autobază și ne întreabă ascultătorul dacă mai există în continuare vreun raport juridic civil între cele două societăți, Siletina și SC Transport. O să-l întreb pe domnul local, doctor dacă există vreun raport civil între cele două societăți, dar să știți că Siletina operează și, din ce știu eu, operează și curse județene, adică nu doar în Târgu Mureș operează Siletina.
Bine, probabil se referea la busuri de oraș. Tot acolo au baza. Deci, ca acolo baza, acum sau proprietatea. Acolo puteți să scoate afară o societate comercială, chiar dacă nu mai are o relație contractuală indirect cu noi, să spunem așa. Dar mă voi interesa dacă mai există vreun raport civil între cele două. Când ați fost cu busul ultima dată în Târgu Mureș? O, de foarte mult timp. Cred că nici eu eram. În București am umblat mult cu autobuzul. Acolo am făcut facultatea. Să înțelegem că viceprimarul nu a fost în Târgu Mureș cu... Ba da, busul? Când eram în liceu. Ah, liceu. Era, da. Anii... Eram în liceu, mergeau. După aceea, după ce mi-am... de mult. Erau mai rele autobuzele. Anii 2000? Da. Da, 2000. Despre stadion. Cam care este stadiul? Acolo multă lume se întreabă, fostul stadion de la ASEA, ce se întâmplă cu el? Este în conservare? Am stat săptămâna trecută de vorbă cu directorul de la Clubul Sportiv Mureșul, dar nu am atins și subiectul stadion, pentru că nu este neapărat jurisdicția lor. Cam care este stadiul? Păi de acolo să știți că există un contract pe care l-avem și o licitație pe care au câștigat-o. Acolo se lucrează în măsura, nu e în conservare, se lucrează la stadion. Se lucrează ce? se lucrează probabil la subzidiri, la structura de rezistență. Că nu se văd muncitorii, poate sunt după gradene și nu... Păi normal că sunt după gradene, unde să fie, nu fi pe teren. Da. Nu, deci acolo există un contract câștigat de o societate pentru o parte din lucrări. Acum acolo vorbim de lucrări de 10.000 de lei și s-au etapizat lucrurile când se puizează suma care a fost alocată de Consiliul Local pentru acel obiectiv. Pentru că știți cum e, toată lumea vrea să facă multe, dar bugetul e X și solicitările și cheltuielile și ce am vrea să facem e X, sunt X ori 4 sau ori 5. Depășim de 4-5 ori bugetul. Și atunci trebuie etapizat și asta e rolul ordonatorului de credit, să etapizeze lucrările și avem mai multe etape. Este dirijită de șantier care, în funcție de o anumită etapă, că nu ne oprim la mijlocul etapei, propune către Serviciul Public de Utilități Municipale care se ocupă de acea investiție, și propunem Consiliul Local în cuantum acele sume se fac. Se fac greu, pentru că, vedeți dumneavoastră, bani nu prea sunt așa cum ar trebui sau cum ne-am dorit. Întreabă o urmăritoare de-a noastră, Oana, ce părere aveți despre sportul în masă și, de asemenea, dacă mai există CSM? Deocamdată mai există, da. Clubul Sportiv Municipal, vă referiți? Da. Clubul Sportiv Municipal, eu când... împreună cu colegii din Consiliul Local, la momentul când s-a înființat, să-i spunem așa, Clubul Sportiv Municipal. Aceasta a fost ideea pentru care eu am considerat că trebuie înființat. Pentru sport în masă. Pentru sport în masă. Sportul, alții au, zic, domnule, să-l facem pentru sport de performanță doar. Dar eu am zis în felul următor, sport de masă la care ar trebui să se plătească și o anumită taxă, care să se întoarcă la copil, prin echipament, mingi, în sfârșit. Deci banii pe care îi dă. Pentru că altfel, știți cum e raportul acesta când e gratis? E foarte scump când e gratis. Totdeauna am o vorbă de genul ăsta. Nu e regulă să fie neapărat gratis. Să plătești ceva ca să poți să ai pretenții. Să poți să ceri performanță, să poți să ceri seriozitate de la conducere, de la antrenor. Să poți să ceri pentru că dai și tu ceva. Dacă nu dai nimic, nici nu poți să ceri. Și atunci se face de alele așa. Tot în acea curte, sau mă rog, spațiu, parc, să-l numim, că tot are denumirea de parc municipal, da. E acea clădire care zace și ne spunea directorul de la... Patinoarul, vă referiți? Da. Da. Sunt toate șansele să patinăm, sau mă rog, hocheiștii să patineze într-un an și jumătate? Eu vreau să cred, v-am zis, am fost la guvernare, a venit ministrul aici și ne-a spus, da, domnule, trebuie să facem Daliu, o procedură, și după aceea să licităm ce mai e de construit acolo și ce mai e de dotat. Că acolo e vorba mai mult de dotări care ar trebui licitate. A fost lăsat în paragină, Compania Națională de Investiții și-a bătut joc de obiectivul ăsta. În sfârșit, sperăm ca acum Compania Națională de Investiții să se miște mai repede, așa cum se mișcă la strandul, la bazinul olimpic pe care se construiește la 1 mai. A existat cu directorul de la Clubul Sportiv Mureș și am avut o colaborare, fiind și într-o relație de amiciție, am avut o colaborare foarte bună și am reputut rezolva în Consiliul Local tot ce ne-am dorit, pentru că și acolo trenau niște lucruri din cauza că nu știu,
erau niște, cum să vă spun eu, niște ambiții din acestea. Dom'le, trebuia să faci tu de ce n-ai făcut tu, dar trebuia să faci tu de ce n-ai făcut celălalt, trebuia vine unul pe altul. Și atunci am zis, hai, dom'le, să stăm. Și într-o dimineață, împreună cu domnul director, am sunat la CNI, cu juristul de acolo, am făcut hotărârea de consiliu local, la aceea zi am băgat un regim de urgență și am mers la treaba. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat și la patinul, așa s-a întâmplat și la ștran. Deci dacă există bună voință, se face. Dar pentru asta e nevoie ca un director de instituție, cum e domnul Pop, să fie de așa natură încât să fie maleabil și să-ți dorească. El își dorește să facă și patinoarul și bazinul. Și bazinul, vedeți că se construiește și n-a fost ușor, pentru că Bucureștiul pare aproape, dar e totuși departe. Și când vii așa de la Târgu Mureș, Maia Gale, acolo oamenii lucrează altfel, pe alt sistem, mult mai rapid și trebuie să ai și susținere. Dacă n-ai susținere, că și acolo banii sunt bani de X și solicitările X ori 5. Trebuie să ai susținere, trebuie să se facă obiectivul. Și era mai mare păcatul, ca logică, ca principiu, niște obiective începute, solicitate sau contractate, așa, la 80% mi se pare patinoarul, acum sper să nu greșesc, să nu-l termini, să te apuci de alte obiective de investiție doar că într-o localitate e un primar care nu ți-e prieten. Că așa s-a întâmplat. Din cauza că cei de la București au zis că, domne, aici voi sunteți, vă dușmăniți între voi și nu era prieten nimeni cu nimeni, hai să, domne, vă lăsăm pe voi mai la o parte. Și nu se puteau face prieteni? Uitați că s-au putut face. Deci, dintr-o chestiune de ambiție, nu s-a făcut aici. Ca să nu se laude primarul de aici cu treaba asta. Păi asta e o treabă normală. Asta e o treabă normală. Dacă ai avut două obiective de investiție, adică un bazin olimpic și un bazin olimpic și un patinoar la acel nivel, care nu prea există, nu există în țară, să nu le termin pe asta, să pornești alte legislații doar unde e primar favorabil, păi e o treabă normală, nu e o treabă normală. Noi am reușit să le repornim. Sper să se continue. Și să știți că drepturile de autor și împăunarea, să se laude alții cu ele, dar măcar să știu că s-au făcut. Pentru că eu știu că am lucrat împreună cu directorul de acolo și noi suntem cu fața curată pentru că am făcut-o pentru oraș, n-am făcut-o pentru interesul nostru sau al cuiva, am făcut-o chiar pentru interesul comunității. Curg lucrările sau decurg într-un mod cât se poate de susținut. Am văzut că se lucrează sâmbătă, seara. Iau un grafic de execuție foarte strâns și trebuie să facă. Pe când se preconizează? Eu, din ce spunea domnul director, pentru că e investiția lor, va veni în patrimoniul lor, municipiul doar a asigurat, cum să spun, partea ce a ținut de administrația locală, hotărâri de consiliu local, autorizații de construire și alte lucruri de genul ăsta, deci am fost, cum să zic, un susținător mai mult, nici măcar un partener n-am fost al lor. Eu sper, zicea că noiembrie, octombrie, noiembrie ar fi gata, dăm drumul din ianuarie, dacă totul merge bine. Sperăm să meargă bine. Vor fi cei legitimați la Clubul Sportiv Mureșul sau va fi o deschidere pentru... Eu sper să fie o deschidere către toți târgumureșenii. Sper să fie o deschidere pentru toți târgumureșenii, să stabilească un sistem de taxe, un sistem de taxă de intrare, pentru că totuși e o investiție importantă și o investiție care trebuie administrată. În sensul că acolo vor fi niște cheltuieli care vor trebui plătite și atunci să se amortizeze. Nici măcar să o amortizeze, că nu o să amortizeze, poate acolo vorbim de 10 milioane de euro, poate total cu tot ce va fi acolo. Plus că mai are și primăria de investit în partea noastră de teren pe care o avem la strandul 1 mai, în toată zona aceea, pe lângă ce face Clubul Sportiv Mureșul. Deci eu cred că va trebui să există o adresabilitate foarte mare, generală, să spunem așa. Adică cine vrea să meargă, să poată să meargă. Spune un urmăritor de-al nostru pe Facebook, un domn muntean, cum că Țiriac s-ar fi oferit să dea ceva fonduri pentru terminarea patinoarului, dar a fost refuzat. Da, a fost refuzat. Domnul Țiriac face PR foarte bun, se oferă peste tot, dar niciodată nu dă niciun ban. Am înțeles. Niciodată nu dă niciun ban. El mă zice că dă. Mă zice. E cam bancul ăla. Când ți-am zis că îți dau, ți-am zis. Cam așa e. Apropo de investiții și de bani și de ce vrem și cum vrem să arate aceste urbe, fonduri europene, cam cât atrage Târgu Mureșul? Avem 100 de milioane proiecte, contracte de finanță, contracte de finanțare, mai mult decât... să vă explic cum funcționează. Ești eligibil pentru că ai 130.000 de locuitori, pentru anumite tipuri de proiecte, pentru anumite valori, pentru anumite costuri. Noi am avut alocați undeva la 60-70, am atras de 100, pentru că din toată zona 7 centru
celelalte comunități, celelalte județe, aici vorbim Alba, Alba Harghita, Sibiu, Brașov, zona 7 centru, n-au atras și atunci a mai rămas o parte. Deci noi, noi avem undeva la 100 de milioane contracte de finanțare semnate. Urmează să facem licitațiile și am atras mai mult decât am avut alocat. Pentru că, v-am zis, am luat și din alte, de la alte comunități care n-au făcut. Lucrurile nu merg așa. Poate PR-ul nu e extrem de bun cu privire la, la fondurile europene atrase, dar fondurile europene atrase sunt mult superioare unui bugetului local pe care, pe care l-avem pentru investiții. Deci nu se compară. Apropo de fondurile europene, pe ce direcții merg acestea? Păi v-am zis, de mobilitate urbană, că spuneați de autobuze, vorbim de autobuzele, cele hibride acolo este o componentă foarte mare, de stațiile de autobuz, de stațiile terminus, de modernizarea Gheorghe Doja, de multe, multe, multe. Ce implică? Ce implică modernizarea Gheorghe Doja? Benzi dedicate pentru autobuze. Benzi dedicate pentru autobuze, ca să poți să fii eligibil, să faci și un drum, trebuie să ai benzi dedicate pentru autobuze și acolo intră cele hibride. Deci, proiectele pe care s-au depus, în primul rând, pe mobilitate urbană. Și aici discutăm de ce a spus dumneavoastră că ați văzut în Cluj, așa o să avem și noi. Apropo de Cluj, ultima știre vine de la Dej și acolo busurile sunt electrice în mare parte deja, chiar dacă nu mă înșel, în această săptămână a apărut știrea, astfel încât dacă vorbim despre județul Cluj, după Turda, Cluj-Napoca, iată mai vine un oraș, Dejul, care deja... Iată, au trecut pe electric și evident pe nou, pe modern. Eu sunt de acord. Ceea ce ne face oarecum invidioși. Da, așa e. Așa e, și eu sunt invidios pe ei și încerc să... dar v-am zis, problema cele electrice, licitația n-am desfășurat-o noi. A desfășurat-o Ministerul Dezvoltării. Pentru că a fost un program național. Pentru 12 metri, autobuzele de cu lungime de 12 metri s-a anulat licitația pentru că participanții, v-am zis, n-au îndeplinit condițiile. Pentru cele de 10 suntem în procedură de licitație și acolo deja suntem la ofertele financiare, din ce îmi spunea directorul de la ADP, pe fază terminală de semnare de contract. Asta e. Apropo de mobilitate și de tot ce înseamnă acest aspect în urbe, am văzut că la Promenada se reconfigurează intrările și ieșirile din parcare. Mă gândesc că au și susținerea administrației publice locale. Nu, a fost solicitarea noastră să o facă, nu susținerea. Susținerea a fost solicitarea noastră. Când ați făcut solicitarea? Am discutat-o acum un an jumate, cred că, prima dată. Au făcut una dintre ieșiri lângă Decathlon, da, una s-a făcut prin spate. S-a făcut și acum urmează să facă restul de lucrări. Deci una dintre ieșiri s-a făcut. Noi am chemat la o discuție la momentul respectiv la primărie și am spus, domnule, avem o problemă. E o problemă foarte mare cu intrarea și cu ieșirea. Ce vă costă să mai faceți o intrare și o ieșire, una pe la Leroy Merlin pe acolo și una în spatele Decathlon și să lărgiți intrarea din sensul giratoriu? Venim și noi, ca municipiu, facem partea noastră de drum, dar în proprietatea voastră nu ne putem băga. Și greu a fost de convinge că investitorul străin până la urmă. Da? S-a convins pentru că el de aici aș face banii. Și atunci trebuie să asigure și facilități. La momentul autorizării, când s-a autorizat el, nu era așa trafic. Nu era așa condiții. Acum s-au modificat. Este o adresabilitate foarte mare pe care o are hipermarketul de acolo, plus magazinele, și atunci trebuie să creeze și condiții. Păi, în timpul sărbătorilor sau în preajma sărbătorilor, ce aglomerații sunt pe acolo, adică nici nu-ți vine să mai mergi. Și atunci și el trebuie să se updateze, să spunem așa, raportat la noile cerințe. Mutăm oarecum discuția în cealaltă parte de oraș și rămânem în aceeași sferă a shoppingului și a hipermarketurilor și a mall-ului în definitiv. Da. Ați făcut câteva calcule de trafic, ce va presupune atunci când se va deschide noul mall din Tudor, ieșire spre Corunca? Păi s-au făcut studii de trafic, de aceea le-am impus odată să construiască sensul giratoriu, odată să mai facă o bandă care urcă pe centură, o bandă care coboară de pe centură. Mulți mureșeni se gândesc la faptul că va deveni și acolo oarecum un fel de promenada partea aceea de oraș. Nu cred că va deveni un fel de promenada, dar acolo să știți că știți cum e acum, nici nu poți să faci mall-ul la Cățari. Că nu vrea nimeni să construiască la Cățari, niciun investitor. Așa, după aceea știți cum ești acuzat că nu aduci investitori în oraș, dacă aduci investitori în oraș, domnule, de ce circulație? Păi nu se poate. Se poate. În București sunt mall-uri în oraș.
mai mari decât bine, dacă Shopping îl punem, City. Dacă îl punem pe cel din Băneasa, e destul nu, de nu, nu, la margine. Nu, Băneasa, Promenada și mai sunt și acolo, în interiorul orașului, nu unul, vreo 10. În interiorul orașului, între blocuri. Păi, de acolo cum se descurcă lumea cu traficul? Păi ne plângem de trafic. Am făcut poate în București. Făceam de la mine de acasă, care am la două stații de metrou, până în piața universității, făceam o oră. Două stații de metrou, adică 2 km. Păi ne plângem de trafic. Păi haideți un pic, să fim realiști. Apropo de București și de faptul că ați studiat acolo dreptul, am o curiozitate. Ce v-a făcut să reveniți la Târgu Mureș? Că știm că un provincial, atunci când merge în capitală, dă oarecum de o viață cât se poate de bună. Acum știm că nivelul de trai este cel mai ridicat din România. Ce v-a făcut să reveniți acasă? Vă zic foarte sincer. Am avut oferte să lucrez la o societate de avocatură acolo, dar am zis că vreau să lucrez pentru mine. Ceea ce mi-era greu să fac în București, să deschid un cabinet, să cumpăr un apartament, erau alte costuri și atunci am revenit acasă. Aveam și maestru aici și am decis pragmatic. Deși aveam oferte, puteam să stau și acolo. Dar am decis, domnule, să fac o treabă aici. Plus că m-a atras și această parte de administrație politică, cum vreți să-i spuneți, și de când m-am întors din București am și devenit mai activ în sfera aceasta administrativ-politică. Și în administrație fiecare om, mai ales atunci când are o funcție de conducere sau de decizie, își lasă amprenta. Dacă ne puteți spune trei proiecte de care sunteți mândru, la care ați participat cât se poate de activ când vine vorba de ipostaza de consilier local și evident cea de viceprimar. Păi vă zic, acesta cu achiziția de autobuze, acordul cadru de reparații școli. În 2017, atunci s-a introdus în Consiliul Local, acel acord cadru de care vorbesc acum, a avut un principiu. Toți știm că avem școli în Târgu Mureș, unele mai frumoase, mai dotate, mai curate decât altele. Bun, am zis în felul următor, domnule, hai să vedem, facem niște calcule, cum putem să ajungem la același nivel de confort, sigur că mai trebuie investit foarte mult, pentru că suma nu era suficient de undeva 5 milioane de euro, infim. Pentru ce avem nevoie. Dar la momentul respectiv atât ne puteam permite. Și atunci am zis așa, domne, hai să vedem cum putem să ajungem la același nivel de confort. Din punct de vedere al toaletelor, termic și al băncilor și al mobilierului. După ce facem toată treaba asta, adică școala din Mureșeni sau școala din Unirii să fie la fel de bună ca cele din centru, sau din zona centrală sau din Tudor, așa, după aceea, în funcție de necesități, să le dotăm. Pentru că ne-am dorit să le facem, adică ne-am dorit să cheltuim, să știți, bugetul se cheltuie în fiecare an, nu e o problemă de asta. Niciodată nu e suficient, întotdeauna se vrea mai mult. Și după ce le aducem la același nivel de confort, să vedem în funcție de specificul fiecare școli cum putem să le dotăm și pentru ce să le dotăm. Și de aceea s-au atras prin PNDL, tot de la guvern, pentru școlile de arte și meserii dintre Mureș, unde s-au făcut ele, unde sunt la Persu, de exemplu, la fel s-au făcut investiții, s-au cumpărat elevatoare pentru practica, pentru că știm că avem o problemă foarte mare cu meseriașii, pentru practica elevilor de acolo, la agricol la fel, la liceu de artă la fel, s-au dotat liceele în funcție de specificul fiecăruia dintre ele, în măsura în care a putut și banii și proiectele pe care le-a avut depuse municipiul către minister. Acest e un proiect la care am ținut foarte mult, acela cu școlile. Pentru că dacă ai fost la școală, îți pasă de școală. Dacă nu prea ai fost la școală, nu prea îți pasă de școală. Și până la urmă e viitorul. Păi sigur că e viitorul, așa va porni discuția de la educație. Și la educație, dacă nu ne educăm copiii din Târgu Mureș, pe copiii fiecare pe care avem sau pe care ni dorim, și au un nivel, e important să poți să-i ții aici, să-i ții lângă tine, să dezvolte comunitatea. Eu cum am născut în Târgu Mureș, m-am dus în București, am venit să fac ceva. Tot pentru orașul care m-a crescut, poate, care m-a format. Acolo doar m-am cizelat, să spunem așa, într-un fel sau în altul. Dar orașul pentru care m-a format și cred că am o datorie pentru orașul care m-a crescut și care m-a format din mai multe puncte de vedere, să las amprenta în locul până unde m-am crescut și unde m-am născut. Ați spus mobilitate, ați spus școli, infrastructură școlară, da. Și oare a treia direcție de care sunteți? Autobuzele. Foarte importantă. Atât atunci s-au votat și banii pentru contractul, care, din păcate, v-am spus, dintr-o tehnicalitate, au câștigat instanță și acolo aveam 42 de autobuze diesel care se achiziționează din bugetul local.
O refacem acum, am semnat iară caietul la consultant, o punem iară pe SEAP, cât de repede? Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Vă dați jos haina de viceprimar, da, și pe cea de consilier local și rămâne doar omul, Sergiu Papuc, da, căruia nu-i plac trei lucruri din Târgu Mureș. Care ar fi acestea? Păi tot astea trei pentru care am militat. Altele. Da, astea trebuie altele. Altele nu, mi-e place orașul, să știți. Îmi plac orașul, îmi plac Târgu Mureșenii. E o specificitate aparte în Târgu Mureș, pentru că fiind un oraș multicultural, multietnic, e un oraș special până la urmă. Eu cred că e cel mai, unul dintre cele mai speciale orașe din țară, prin acest multiculturalism, prin diversitate. Și mie foarte mult îmi place acest lucru și de aceea trebuie să lucrăm împreună, să lucrăm. Nu mai în secolul ăsta sau în 2020 nu mai putem discuta de domne să fie într-un fel, să fie, să nu fie maghiar, să fie român. Nu mai discutăm de treaba asta, avem de făcut treabă. Trebuie să facem treabă împreună, pentru că pierdem timp, pierdem trenul, pleacă trenul. Dacă tot stăm așa, ne stă norocul. Și alții au cam luat-o în față, apropo de pierderea trenului. Păi tocmai, pentru că și-au dat seama, domne, sunt niște proiecte primordiale pentru oraș care nu se discută, care nu ne punem bețe în roate unul altuia. Noi avem astea de făcut, astea, deci toată lumea e de acord, în rest putem să ne batem noi politic să facem una alta, dar e important ca în primărie și în Consiliul Local să se facă mai puțină politică și mai multă administrație. Și acest Consiliu Local, să știți că în mare parte a dovedit, s-au votat într-un drumul și toți colegii au înțeles să treacă peste anumite bariere politice sau ambiții personale și să voteze ceea ce este important. Și să știți că lucrurile importante, tot ce s-a supus aprobării Consiliului și a fost important pentru asta votat. Apropo că v-am dezbrăcat de haina de viceprimar, da, și de cea de consilier local, nu vă este dor de instanță? Uneori da. Uneori de da. Robă, de... Uneori da. Mă gândesc la eu, am la birou și acum stă pe cuier, pe mumeraș. Uneori da. Uneori cât, da. Cât ați profesat ca 9 și ani, avocat? 9 ani. Până să intrați. Da, 9 ani, da. 9 ani, totuși e ceva. Deci, până la urmă, e profesia... De bază. Cu extensia cea mai mare. Da, sigur, când vine așa vorba e. De... Păi, important să ai o profesie. Știți cum e? Că când intri în politică, de obicei e bine să vii dintr-o profesie sau dintr-o meserie. Nu poți să fii politician. Că... Nimeni adică nu știe nimic. Nu, adică dacă faci științe politice sau facultate de genul ăsta, știți cum e? Te întreabă, tu ce ești? Nu poți să spui că ești politician. Că nu ești politician. Tu prin prisma meseriei încerci să promovezi niște politici publice eventual. Mai altă treabă. Dar tu trebuie să ai totuși la bază niște cunoștințe de oricare. Nu poți să fii politician, că n-ai făcut nimic în viața ta. N-ai fost să vezi, nu te-ai lovit de realitate. Se presupune că ar fi alegerile locale în septembrie, dar sigur se mai discută. Am înțeles, iată, de la partidul din care faceți parte, PSD, că ar vrea să le pună împreună. Ce știți despre acest aspect? Ce se discută în forurile statutare? Care ar fi direcțiile? Eu știu că există o decizie a Curții Constituționale care ne spune că nu pot fi împreună, pentru că e prea mare confuzie, campaniile sunt separate, sunt diferite, una e o campanie locală, județeană... Pe legislații diferite. Pe legislații diferite, una e o campanie județeană locală, alta e o campanie națională, sunt alegeri generale, e o complicare, eu nu cred că vor fi împreună. Cred că vor fi separat. Alegerile locale pentru primar, președinte de Consiliu Județean și consilier vor fi într-o dată, iar cele generale pentru Parlamentul României vor fi în altă dată. Apropo de alegerile locale, multă lume se întreabă și îmi permit să fiu eu portavocea de această dată a celor care se întreabă. O să-l vedem pe Sergiu Papuc pe lista electorală când vine vorba de alegerile locale pentru primăria Târgu Mureș. Pe liste sigur o să mă vedeți. Nu ca și consilier. Nu știu dacă partidul va hotărâ în sensul acesta, sigur că n-ar fi o problemă. Dacă partidul va hotărâ într-un fel sau în altul, eu mă voi supune, pentru că știți cum e, într-o casă și când ești într-o familie, când nu-ți mai convine nimic, te super, te cerți mereu, pleci, ori pleci, te desparți. Bun, cât timp situația e de așa natură încât să fim o echipă care s-a studat deja la nivelul organizației municipale și județene, atunci dacă partidul va hotărâ și partidul va dori ca eu să-i reprezint într-o luptă electorală sau într-alta, eu sigur că voi accepta.
Dar încă nu au fost discuții în acest sens? Încă nu au fost discuții. Au fost discuții, sigur că au fost, dacă nu e nimic public, vom vedea. Dacă ar fi fost acum, iată, în această lună sau imediat, în perioada imediat următoare, totuși ar fi trebuit să aveți un sondaj de opinie. Păi aveam, dacă totul s-a blocat din cauza pandemiei și atunci știam că alegerile vor fi cel mai curând, la finalul septembrie, octombrie, alegerile locale și atunci mai este timp suficient pentru la cea mai bună decizie. Noi vă dorim succes, fie că veți fi ales de către partid să reprezentați partidul, fie că veți merge în continuare pe această cărare a consilierului local, Sergiu Papuc, și evident vă așteptăm de fiecare dată când aveți ceva de spus și realizări. Și evident că odată cu dumneavoastră așteptăm și pe ceilalți consilieri, în măsura în care vom avea timp să stăm de vorbă și să-i cunoaștem pe toți. Poate că sunt mulți târgu mureșeni care nu știu nici măcar cum arată la față consilierii care votează politici pentru ei. Și n-ar fi rău să vină mai aproape, să-i cunoască lumea și să se micească această distanță dintre cetățean și politicianul care îl reprezintă la nivel local. Domnule Papuc, baftă mult în ceea ce urmează să faceți și vă mulțumim de prezență, că ne-ați trecut pragul studioului mic, dar sperăm noi cu suflet mare. Și apropo de suflete, sunt cel puțin teoretic, cum spuneam la începutul discuției, peste 105.000 de potențiali urmăritori, deci suflet este. Cât cuprinde, da. Cât cuprinde, da. Exact. Încă o dată mulțumesc și spor în toate. Mulțumesc. A fost Sergiu Papuc alături de noi, consilier local și evident viceprimar al municipiului Târgu Mureș. Eu sunt Ovidiu Mita, până la o dată următoare de One to One, să rămâneți ancorați în realitate și seară bună, mureșeni, oriunde ați fi!